Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie. Eu sunt profesor Georgian Ungur și astăzi vom discuta despre subcarpații de curbură. Subcarpații de curbură se desfășoară între Valea Trotușului la nord și Valea Dâmboviței la vest. Constituie un șir dublu de dealuri și depresiuni. Altitudinile în subcarpații de curbură depășesc 900 de metri pe dealurile cele mai înalte numite măguri și coboară sub 200 de metri în unele depresiuni. Observăm în această fotografie Măgura Odobeștilor. Cu 977 de metri este cel mai înalt punct din subcarpații de curbură. Climatul este de dealuri cu temperaturi medii anuale cuprinse între 8 grade și 10 grade Celsius. Cantitatea anuală de precipitații este cuprinsă între 600 și 800 de milimetri. Subcarpații de curbură sunt mărginiți la nord de apele râului Trotuș și la vest de cele ale Dâmboviței, fiind traversați de râurile Putna, Milkov, Râmnicu Sărat, Buzău, Prahova și Ialomița. În subcarpații de curbură se află o serie de lacuri în masive de sare. Printre acestea se numără Telega, Slănic Prahova și Sărata Monteoru. Cele mai importante resurse naturale din subcarpații de curbură sunt pădurile de foioase, apele, petrolul, gazele naturale, cărbunele, sarea gemă, pietrișurile și nisipurile. În subcarpații de curbură se găsesc o serie de obiective turistice de interes național și internațional, fapt care a permis dezvoltarea turismului. O serie de localități din zonă au devenit stațiuni turistice. De aceea, eu vă propun următoarea sarcină de lucru. Alegeți un obiectiv turistic din subcarpații de curbură și realizați o scurtă prezentare a acestuia, maxim 10 diapozitive. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vizionare și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci, eu vă doresc sănătate și succes!